A cincea ediție a manifestării Brăduțul Prieteniei, organizată de Școala Gimnazială Oprea Iorgulescu din Câmpul Lung, a fost un prilej pentru copiii de grădiniță să-și cunoască viitoarele doamne învățătoare. O tradiție a școlii, pentru că iată de 5 ani, viitorii noștri elevi de clasă pregătitoare sunt invitați în preajma sărbătorilor să vină în școala noastră și împreună cu viitoarele doamne învățătoare vor realiza activități împreună. Este un eveniment care arată că în această școală există o echipă, că împreună facem lucruri deosebite și ne bucurăm din suflet ca anul viitor acești invitați care au sosit deja în seara aceasta să devină elevii noștri. Cei mici, însoțiți de părinți, au pășit cu emoție în cea mai veche școală din țara românească, fiind primiți de elevii de clasele a patra și conduși în sălile de clase de cadrele didactice Clara Marinescu, Oana Bivol și Ionela Călinescu. În prima parte a programului, copiii au ascultat cu interes povestea lui Moș Nicolae și au confecționat ghetuțe pentru cadourile pe care moșul le-a lăsat noaptea trecută. Și Marcelinu a devenit chiar episcop, adică un foarte mare conducător în biserică. Legenda spune că în sufletul lui era atâta bunătate, încât a dat tot ce avea săracilor. În fiecare an, el vine la fereastră, ia uitați-l la fereastră, să vadă care copil este cu minte și care este neascultător. Dar voi cum sunteți? Cu minți! Cu siguranță sunteți cu minți. Îl vedeți pe moș acolo? Iar copilașii își curăță ghetuțele și le așează într-un loc unde moșul să le găsească, să lase în ele daruri. După ce viitorii școlari au vizitat școala, aceștia au fost invitați în sala de sport de către directorul instituției, profesor George Ghinescu, să asiste la un program artistic susținut de elevii mai mari. Este moșul Nicolae pe furi și prănotare, bine! Moșule, dragule, ce l-a dus cu bunule! La final, toți copiii au împodobit brăduțul prieteniei cu globulețe și podoabe confecționate de mânuțele lor, iar pentru efortul lor au fost recompensați cu dulciuri.